Medicii sosiți la Năvodar pentru a interveni în cazul copilului de doar 3 anișori căzut în hazna au reușit să-i readucă acestuia pulsul. Însă, din păcate, micuțul s-a stins din viață la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Clinic Județean Constanța. Băiețelul în vârstă de doar 3 anișori se afla în vizită împreună cu mama sa la niște prieteni. Cel mic era în compania unui alt copil în vârstă de 6 ani, iar în timp ce se juca a căzut în haznaua de unde a fost scos de tatăl celuilalt copil. Din păcate, acum familia se pregătește de înmormântare. Tatăl copilului mai mare a fost cel care l-a scos pe micuț din hazna în timp ce rudele sunau la 112. La fața locului s-a deplasat un echipaj mixt al poliției din Năvodar care l-au luat pe băiețel și a plecat spre ambulanță. Medicii l-au resuscitat timp de o oră, iar la final micuțul a început să aibă puls. A fost transportat la Spitalul Județean din Constanța, dar din păcate, la unitatea de primiri urgențe, inima băiețelului a încetat să mai bată. Oamenii legii au întocmit un dosar penal pentru a stabili cine se face vinovat de tragedie. În paralel, Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului a început o anchetă. Cazul a intrat în atenția DGSPC Constanța, care a demarat o anchetă. În funcție și de rezultatul anchetei poliției, au luat măsurile care se impun la finalul acesteia. Este vorba de niște părinți care își îngrijesc copiii, se pune pomadă de neglijare, înțeleg doar că a fost un accident absolut nefericit. Părinții mai au o fetiță de 10 ani și se îngrijeau de copiii lor, potrivit autorităților.